La semaforul din strada Primăverii, din vecinătatea colegiului Mihai Eminescu, se formoase coloană de mașini. Fără să se asigure, elevul s-a angajat în traversarea neregulamentară dinspre piață spre liceu. Șoferul unei mașini a unei firme de curierat, un tânăr de 26 de ani, circula spre bulevard și l-a izbit în plin. Imaginile au fost surprinse de o cameră de supraveghere și arată clar că școlarul nu s-a asigurat în momentul traversării. Grav este însă faptul că aceeași greșeală o fac zilnic și alți elevi. Era o mașină la semafor. Și el s-a băgat printre mașini și direct. N-ai apucat să-l vezi. Șoferul a sunat la 112, iar la locul accidentului a ajuns un echipaj SMURD de terapie intensivă mobilă. Băiatul a fost transportat la spital, iar oamenii legii au deschis conducătorului auto un dosar pentru vătămare corporală din culpă.